astăzi pentru următoarele 10 ore. Așa că sper că v-ați luat la voi sandwich-uri, sper că stați bine acolo, confortabil. Și pijamale, pentru că după o să facem o petrecere în pijamale. Suntem de acord? Da, da, da. Da? Toată lumea? O să lăsăm petrecerea pentru altă dată. Astăzi o să avem pentru 3 ore niște discursuri pe teme diferite. Cum ar fi performanța fără limite? Viața în doi, ca un dans. Formula supremă pentru a-ți transforma visul în realitate. Și cum să ne folosim de un feedback? Evident, vom avea și un invitat special, care va avea un discurs special, surpriză. Nu o să vă dau prea multe detalii. Și vom alege astăzi și vorbitorii pe care vrem să-i auzim la următoarea ediție Speakers Arena. Acum, aș vrea să știu cine este pentru prima oară la Speakers Arena. Să ridice mâna. Bravo, felicitări. Vă mulțumesc că ați venit astăzi și că v-ați sacrificat această după-amiază. Eu cred că meritați aplauze. Haideți! Haideți să vedem cine este pentru a doua oară, a treia oară sau deja a pierdut șirul întâlnirilor de aici, de la Speakers Arena. Bravo! Felicitări! Vă mulțumesc și vouă! Asta îmi reconfirmă faptul că aici este un loc cald, un loc în care întâlnești prieteni și un loc în care voi v-ați dat seama că vă puteți exprima în mod autentic. Acum, pentru că știu că sunt printre noi și persoane care nu ar ridica mâna, indiferent ce aș întreba, o să vă rog să îi aplaudăm și pe aceștia. Asta pentru a-i sprijini să ia pe viitor microfonul și eventual să dea un feedback. Îmi amintesc de experiența mea, prima mea experiență la Speakers Arena. S-a întâmplat în urmă cu 2 ani de zile și îmi amintesc că îmi doream să fac câteva schimbări în viața mea. Și eram foarte pasionată de dezvoltarea personală, citisem cărți de dezvoltare personală, însă schimbările în viața mea nu erau. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva altceva. Să ies din zona mea de confort și să mă duc să cunosc oameni noi. Să particip la evenimente noi. Și într-o zi am mers la un eveniment și mi-amintesc că l-am întrebat pe trainer, cum aș putea să fac să cunosc oameni care au aceeași pasiune ca a mea? Instantaneu, trainerul a întrebat în sală dacă sunt oameni care au aceeași pasiune cu a mea. Am văzut câteva mâini ridicate, iar la sfârșitul evenimentului, două persoane care sunt acum în sală, au venit la mine și mi-au spus că și ei, și ele au aceeași pasiune ca și a mea, și că ar vrea să păstrăm legătura, pentru că poate vom colabora în viitor. Iar una dintre ele mi-a spus chiar că ar vrea să fac o invitație a doua zi, sâmbătă, urma să aibă loc un eveniment de public speaking. Era chiar coordonatorul Speakers Arena. Și iată-mă a doua zi, într-o sâmbătă, la Speakers Arena, destul de timidă și retrasă, îmi era oarecum teamă așa de oameni noi, și recunosc că n-am putut să stau așa de retrasă de la început. Pentru că oamenii erau foarte prietenoși, erau oameni foarte calzi. Și m-au încurajat să țin și eu un discurs. Și am venit și a doua oară. Și am venit și a treia oară. Și recunosc că stăteam acasă la un moment dat și mă întrebam când urmează ediția Speakers Arena. Pentru că deja vroiam să țin un discurs. Și mi-am învins teama de a ține un discurs în față. Și bineînțeles că mi-am făcut prieteni foarte mulți. Mărturisesc astăzi că prietenii pe care am acum, foarte mulți dintre ei, sunt prieteni pe care am cunoscut aici la Speakers Arena. Ne-am prietenit atât de tare, încât am ajuns să petrecem 2 revelioane la rând împreună. Am ajuns să facem drumeții la munte și să ne setăm obiective împreună ca să ne îmbunătățim viața. Și evident că atunci când vrem să ieșim, organizăm o întâlnire. Revenind puțin la ce se întâmplă aici, aș vrea să vă spun care este scopul acestor întâlniri. Scopul este de a deveni speaker mai buni prin practică.
Iar pentru cei care vă aflați pentru prima oară și doriți să susțineți aici un discurs, există câteva reguli. Prima regulă este să vorbiți despre o pasiune de-a voastră. Pentru că în momentul în care vorbiți despre o pasiune, vă conectați mai bine cu cei din public. Și atunci transmiteți mult mai bine discursul dumneavoastră și cu siguranță veți avea mai mult succes. Recomandarea mea este să se încadreze în 10-15 minute. Și bineînțeles puteți folosi PowerPoint, filmulețe, orice alt element pe care îl aveți în recuzită și care știți că vă va ajuta. Cum va decurge întâlnirea de astăzi? Pentru că după fiecare speech vom avea și o sesiune de feedback. Ce presupune acest feedback? Primul tip de feedback presupune să oferim o notă celui care a fost aici în față și a vorbit, o notă de la 1 la 5, unde 5 este cea mai mare notă și înseamnă că discursul a fost absolut genial. Nota o veți oferi pe o bucată de hârtie, eu de obicei o împart în 4, da? Și o veți oferi colegilor mei care se vor plimba prin sală. Al doilea tip de feedback este feedback-ul scris, pe care îl veți scrie tot pe această bucată de hârtie. Pe o parte, feedback-ul apreciativ, unul, două lucruri care v-au plăcut la discursul respectiv. Și pe cealaltă parte, unul, două lucruri pe care voi considerați din punctul vostru de vedere că speaker-ul ar trebui să le îmbunătățească. După acest feedback scris, vom lua și un feedback verbal. De fapt, vor fi mai multe feedback-uri verbale din public. Aici, de asemenea, avem câteva recomandări. Feedback-ul evident este de două feluri, apreciativ și constructiv. Cel apreciativ este obligatoriu, pentru că noi considerăm că întotdeauna putem să apreciem ceva la cei care au fost în față, măcar curajul de a vorbi, da? Iar la cel constructiv, întotdeauna noi cei din public încercăm să ne punem în fața, în locul celui care a fost în față. Și să ne gândim că noi am susținut acest discurs și cum am face noi să fie mai bun. Da? Deci nu vrem să fie profesorul care dă un verdict elevului. Pentru că aici este o atmosferă prietenoasă și ne dorim ca noi să dăm o informație celui care a fost în față, ca să profite de ea și să îmbunătățească pe viitor speech-ul. Da? Bineînțeles, cel care a fost în față își va da auto-feedback. La fel, ce a plăcut și ce consideră că ar trebui îmbunătățit. Vom mai avea de asemenea și o pauză undeva pe la jumătatea întâlnirii. Asta ca să ne pregătim pentru petrecerea în pijamale, de acord? Ok. Și dacă tot am început să vorbesc atâta, mă gândesc că poate pentru mine ați venit.